Spitalul județean de urgență este polul medicinei din Oltenia. Aici ajung cazurile cele mai grave din regiune. Cu toate acestea, multe dintre secții au aparatura depășită. Gazeta de Sud a prezentat pe larg de-a lungul timpului problemele din aceste secții. Clinica de radioterapie oncologică a SJU este mereu aglomerată. Aici fac tratament în medie pe zi 150 de bolnavi veniți din întreaga Oltenie și chiar din Ilfov, Pitești sau Petroșani. Clinica are un singur accelerator liniar din 2007, care se poate defecta oricând. După 2 ani și jumătate de discuții, Ministerul Sănătății a anunțat începerea achiziției unui accelerator liniar pentru Craiova. Acum în toată Oltenia, adică la aproximativ 3 milioane jumătate de oameni, există un singur aparat care poate iradia bolnavii de cancer. Acesta este fabricat în anul 2000, pus în funcțiune în 2007 și funcționează de 10 ani non-stop. De aceea, acest echipament este una dintre investițiile majore din spital. Se ridică la aproximativ 5 milioane de euro, cel puțin cam asta este oferta pe piață, nu știm exact cu cât, dar undeva pe aici, lăsând la o parte numai aparatul propriu-zis, plus clădirile anexe, adică există un bunker special, există un alt bunker pentru aparatul de computer tomograf simulator și există alte componente care fac ca acest echipament să funcționeze. Este un echipament extrem de scump, care sperăm să ajungă cât mai repede. Dincolo de asta, în urma unor discuții cu reprezentanții Ministerului Sănătății, s-a făcut o prioritizare în ceea ce privește nevoia de dotare cu aparatură. Au fost alocate 2 milioane jumătate de euro pentru dotarea cu echipamente a secțiilor de terapie intensivă, monitoare, ventilator mecanic, aparate de dializă acută pentru neonatologie, mese de resuscitare, dat fiind faptul că aici ajung cazurile cele mai grave.